dragi oameni, astăzi îl avem invitat în studio. În dormitorul meu de 3x3 îl avem invitat pe domnul Dan Capatos. Bună ziua, Nea Capatos, astăzi v-am chemat în studio. În dormitorul meu să vă pun câteva întrebări. Eu să încep direct cu o întrebare mai perversă, dacă îmi permiteți. Sau nu. Care a fost ultima persoană cu care ați avut o aventură mai hululu în vis? Vloggerul Ilie. Nu să fiu al naibii, domnule Capatos, nu se poate așa ceva. Întotdeauna m-a fascinat de ce lumea pune botul la niște cretinisme de-astea. Ne înțelegeți greșit, noi nu vă judecăm, este normal să aveți un vis mai deocheat cu o persoană cunoscută. Bine, să trecem mai departe. Următoarea întrebare este... Vloggerul Ilie. Înțeles, domnule Capatos, vă place Ilie, acum să trecem mai departe. Bun, dacă soția dumneavoastră s-ar afla în fața dumneavoastră, ce ea spune? Dau limb la cap. Cum la cactus? Dar de ce la cactus? Ne puteți explica și nouă, domnule Capatos? Asumă drept. Am înțeles, nu pare să fiți foarte bine dispus, dar să trecem la următoarea întrebare. Opa Gangnam Style. Ok, să înțeleg că sunteți mai old school, domnule Capatos. Opa Gangnam Style. Vă, ce voiam să vă întreb, ce voiam să... Ok, bun. Panorama aia care e plătită să râdă pe fundal, ne puteți spune și nouă câte ceva despre ea? Din 7 miliarde de oameni, 2 miliarde au văzut panorama aia. Oh, prietene Capatos, ce sincer suntem astăzi. Asta îmi dă de înțeles că e faimoasă. Dar cu ce se ocupă? Că dădea limb la cactus. Să înțeleg că se prostituează? Ca să lămurim problema asta, pentru că este o problemă generală. Ok, am lămurit. Deci ea se ocupă cu, citez, dă limb la cactus și e sunet de fundal, citez, adică râde. Tineretul. Doamna Daniela Crudu, nu va întreba nimeni nimic. Tineretul. Sunteți pe modul televiziune? Tineretul. Ok, nimic ciudat. Ok, să revenim. Deci, domnule Capatos, ce le-a spune persoanelor din televiziune dacă ați putea acum să le transmiteți un mesaj direct? Băi, așa, la TV este niște triști, niște... Aha, deci recunoști asta, domnule Capatos. Mai e ceva de adăugat? Majoritatea între ei sunt niște triști mâhniți. Ok, domnule Capatos, mă bucur foarte mult că vi s-a luminat calvița și că vă folosiți gura și să spuneți ceva cu sens. Tineretul. De ce râdeți, doamna Cruduța? În afară de cactus, vă mai folosiți gura și pentru altceva? Tineretul. Nu păreți a fi prea deșteaptă. Tineretul. E clar. Dau limb la cap. Dacă... Revenind, domnule Capatos, un ultim set de întrebări. Opa Gangnam Style. De la cine vă cere scuze? Vloggerul Ilie. Și cine este cu mult superior dumneavoastră? Vloggerul Ilie. Cu cine ați vrea să vă trageți? Vloggerul Ilie. Obișnuiți a fi prost? Opa Gangnam Style. Vă mulțumesc că ați acceptat să veniți în stup. În dormitorul meu. Uitați, dacă vreți să vă mai crească ratingul la televiziune, mai luați-vă și de altcineva, nu doar de Ilie. Mulțumesc pentru timpul acordat, la revedere. Aproape întotdeauna instructiv, destructiv. Un fel de Cronos anacronic cu ideea de timp pe ceea ce simt. Fură cât vezi cu ochii, apoi îngrașă-te și râzi de toți proșii precum popii. Toate trec, amigo. Oameni răi ca Vodafone, taxează orice dorință. Îți pinte că simțul și timpul tinde să prindă.